Da, o salutare, ca și bine la un nou episod pe serverul Atalante, unde vă aștept și pe voi, nu uitați de butonul de like și subscribe. Și n-am nicio idee de ce o să facem astăzi, hai să vedem, adică, pur și simplu, bă, n-am mai, nu știu dacă m-am modul de grafică, nu știu ce s-a întâmplat mai exact, dar... Hai să facem așa un cumva. Bă, așa arată interesant, adică merge chiar ok, nu mă așteptam, e super serverul, bro, adică n-ai, dacă am uitat o mică schemă, cumpărând mașină, apă, ok, bun, hai să ne uităm acum pe GPS-ul mașinii, unde ar trebui să mergem, curățător de geamuri? Biserică, ar trebui să mă duc eu, garaj de bărci, tracker, abia aștept să ajung la tracker, știți bine că asta ne place foarte, foarte mult. Farmer, da, unde aș putea, ce s-a astea, scoate casca, arată buletin, trimite, nu... Jefuiește leagă, ia o static, mamă, tu dai seama cât de repede trebuie să te miști la treburile astea. Inventar în cuie, meniu principal. Ah, da, mă, dacă am uitat că pe care e garajul ăsta. Aici bani în bancă, aha, bani în bancă ar trebui să am mai multe. Ia să vedem despre ce e vorba aici, misiuni. Fă plin unui vehicul personal. Consum un kebab. Schimbă frizura pe o poză cu telefonul, pescuiește 17 pești. Hai că facem un plin, consumăm un kebab și schimbă frizura. Bun, facem un plin. Mergem acum aici. Cred că de aici suntem foarte aproape către... Asta, stai să dau un pic mai tare. Bă, vreau să mă joc jocul Warframe. Toată lumea se joacă jocul ăla, e foarte mare nebuneală cu el și... Aș cam vrea să ne jucăm acolo, clar, și pe episoade, și pe live, și poate vor, nu contează, dar chiar vreau să ne jucăm, da? Și o să vedem, terminăm seria de la Metro Exodus, dacă nu, asta puteți să vă uitați, efectiv, deci puteți să vă uitați acolo pe episoade, că, mă rog, pe live-uri, de fapt, a fost foarte, foarte mare nebunioară și jocul chiar ajunge într-o ipostază super, super ciudată, adică, bă, îmi place foarte, foarte mult. Nu mă așteptam la treaba asta. Ok. Prezmătorul, da? Bă, îmi place mașina, adică, să fim realiști, chiar arată destul de bine, numai că nu știu cu modul ăsta de grafică, știi? Bă, da, de ce nu... Aha, ok. Bun, perfect, hai că am făcut un quest. Alimentează, schimbă frizura acum. Da, bă, cum cuie. No, whatever. Ai descuiat vehicului club. cum arată. Ok, let's go. Hai să mergem către... Ai băut prea multă? Lol, îți spune și treaba asta că ai băut prea multă apă. Bă, că n-am avut interacțiune așa cu playerii de când mă joc pe server, dar... Credeți-mă că din meniu pe care au băieții, chiar arată super bine, deci credeți-mă că nu mă așteptam la... Ce acolo, mă? Esifit! Bă, las-o, frate, ești nebun la cap. E bine, am o asta, hai că te mă duc să bag bani în bancă. Depostează bani. 7.000, 6.000. Totuși, sper să nu mor și chestii de genul. Am să vedem o mică schemă. O mică chestie, de fapt. Aici e sală făcută custom, bro. Sală făcută custom. Ia le poți cumpăr un abonament. 250. Ai de capul meu și de zilele mele. Ești nebun la cap. Băi, uite-te, frate, ce fain arată. Bă, da, e pe level.
După cum vedeți, deci, la data înregistrării, House ID, chestii de ce, nu bine că mi apare e-mailul ăsta, nu știu cum aș putea să ascund, dar bine. Și, bă, arată super, e super făcut serverul. Hai să bat sală, cred că e primul server unde văd acolo sală, să mă jur. Deci până acum, uite și pe serverul celălalt unde am jucat, efectiv aici la live îmi vede să ceau drogul în alta, nu? Normal acolo trebuia să fie na e, cum se numește CNN sau mă rog, în două părțile live prin vedere normal e cu altceva dacă stai un pic și te uiți pe story nu e loc de făcut droguri până la urmă, adică na, whatever, nu treaba mea, nu mă interesează asta e, nu mai jucăm acolo bă, și ce vreau să zic e că o să caut de la pe ce aveam un network grafic. Da, pe network grafic am prea. O să mi le pun toate înapoi după aia modurile de grafică pe care le-am avut, chestia de genul și pasta e, adică de dacă se pune pe scaun variantă. Stai să băi, uite de ce meniu eu băgat, ești nebun? Ah, dar cum pot să mă uit în spate? Nu prea îmi place treaba, mai mult ar arăta ăsta. Cash. De cu cash-ul. Lol, ce fain arată, ești nebun, uite-te frate. Doamne, fii atent, nu bun. Hai să vedem ce mai avem acum, misiuni. Consum un kebab. Aici ar trebui să mă duc la cel mai apropiat magazin, asta zic că de băuturi. Ăsta are cu rost diferența asta, dacă un exemplu. Pot să mă duc la orice magazin să mă duc să cumpăr mâncare. Dar fac diferența asta pentru că până la urmă o să team și ne... Mă scuzați pe mine de limbaj, ne furteam de amiază ca să merem dintr-o parte în alta, mă înțelegeți? E pur și simplu... stăteai și... A, păi am kebab la mine, mă, nu mai trebuie să le mai fac, lol. Ok, hai să vedem acum. Băi, treci numai din misiune aici. Fă o poză cu telefonul, pescuiește 17 pești. Hai să... cum scot telefonul? A, pe geam. E poza. Ai, pe lol. Dude, îți dă efectiv tot. Tot. Lol, îți scot cheia din mașină. What the fuck? Da, în fine, căsătorie, de dacă te poți căsători, las-o, frate. Inventar, nu? Realizări, meniu, ce burocă, organizați, certificat. Abilități, abilități, dar nu, nu, și shop, adică, organizați, aspect Iordan. Prime status, ia să vedem. Rol de scol, culoare argintie pe chat. Două locuri în garaj, capacitate, bonus, salariu 5.000. Păi, nu, nu am. Treaba asta. Vehicul. Nu, zic, nu cine știe ce. Nu cine știe ce. Nu e umplut. Dă-i tata acolo până nu mai poți. 100 de AP-uri. Trebuie să văd acolo pe Discord-ul lor care... Reîncarcă microfonul. A. Taste. Centură. Volum. Raza microfonului. Nu, uite aici. Food. Nu. No. Hai să mă să ne punem banii, iar am făcut niște bănuți. Trebuie să vă discord un aparat. F2, hai să facem un tic. Ah, nu, aici. Bun. Stai să notez Discord-ul. De Discord, nu, Atlantis.mp de Discord. Vedem totuși a cui e și serverul, da? Suntem pe aici. A unde-i? Lol. Nu pot intra pe Discord, de ce? Atlantis.mp de Discord. Asta cred că e pe site. Atlantis.mp/discord, nu? Și mă bagă de automat.
Olha, não tem. Ok. Na care aici dau au băieții de toate pe aici, le punem aici printre primele că na, e jocul main unde joc, o să jucăm, adică serverul main unde jucăm și chestii de genul. Și la mine întrebarea cea mai mare, opa, stai că am zis că mă duc să bag banii. Cât am? 7.000, 6.000, nu? Da, 12.000, puf. E bine, puf, perfect. Ok. Bă, da, ce ciuburi aș putea să fac aia toată faza? Că nu e ciudat, adică job, 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 avertizmente, datorii inventar, shop, abilități, realizări. Am câteva, adică da. Aici am un meniu ciuburi. Pescar în care se fură o parte importantă din elementul consumat în alte nevoie de undiță cât și de mama la de pată. Curier sau pescar. Bă, armeră. Punct de plecare. Checkpoint. De pescar îndepărtată de punctul de apăsat de punct de angajare în cazul în care doriți să rămână la altura la locul de muncă. Ok. Cred că am acum, am garaj, am de toate, am. Ia să vedem, să vedem. Deci avem pescarul. A fost. Aceea idee. Nu, ID 6500. 0 ore? Am level 3 și 0 ore? Stranger. De ce mi pare Stranger? Wow. Stranger. Păi nu mi-am pus să mai picos. F2, setări. Ia să vedem. Scurtătură, altele, vehicul. Taste, vehicul. Toate. Da, n-am nicio idee. Stranger. Your ID. ID am mai picos. Deci jucătorul nu este conectat. What the fuck? E pe server, dude. Nu, bine, mă. Hai să mergem să vedem. De dacă ne dă o bun. Vedem, chiar și eu asta, adică. Dacă e așa, pa, nici să mă duc în instalat network la făcut și băgăm tare. E bun. Nu mai am level 3 și terore. Bă, da. Stai. Să văd o mică schemă. Ești în bancă jucător. Text, avertizmente, rank, organizație, cash, nivel, ore, nu? Ore, 0 ore, am un stranger, de ce mă apare stranger? Lol. Am curierul pe celălalt. Curierul l-ați văzut în episod, data trecută. Ai clar, știu. 100%. Hai să vedem. Mai știi, am. Vreau să vorbim o mică schemă. Sunt foarte multe servere pe România. Am observat și eu și pe unul m-am mai plimbat și în alta. Cu niște scripturi pe care nu vezi, nu le vezi pe peste tot. Cu farmul e exact la fel. Dacă stai și te gândești un pic. Aici vorbesc pentru toată comunitatea Paiven, colegem pe Panama. Dacă vedeți un server, foarte multe scripturi, de ce nu l-a plăceați? Aici mă refer că de ce nu jucați pe el? Un server care abia de ajuns la 100 de... La 100 de... Ăsta, de ore. La 100 de playeri. Și atunci, ce faci, bro? Nu faci nimic, sincer. Ai făcut treaba și atâta tot, adică... Stai să văd undița. Mumeală. Câte mumeală se au? 20. Cash 500. Ok. Hai să vedem. Dar cu unde e jobul? Clothing store. Ok. Ia, hai să merg să vedem.
Nu, și despre asta mă refer. Sunt foarte, foarte, foarte multe joburi. Care un exemplu, bam, am 20 de kilograme, de bani. 22. Ce bă, căștia? Dar închirea o barcă pentru a vinde pește. Bun, ok. Hai să vedem cât facem. No, și despre asta povestesc că, bă, sunt servere unde chiar se merită jucat, unde chiar s-a chinuit oamenii să facă ceva. Au venit cu niște alte idei față de cum însă, că ei poate l-au văzut joburile alea de pescar la 1000 de servere. Da, știi? Care e treaba aia? Adică, e ok. Ai făcut-o una alta, dar nu bine, și acum de unde, pe unde pescuesc? Da. Bro, e și faza cu, știi? Și-l pun aici, ce fac? Us. Nu? Ah, ok. Nu, no, bun. Ia uite-te cum arată. De-aia zic, mă, hai să face ceva, hai să schimbăm mentalitatea asta, hai să umplem serverele, să le, nu știu, mă înțelegi? Deci, ai niște zone, efectiv, unde chiar ar fi fucking ok cu toată treaba asta, cu serverele, cu scripturile, cu un alta. Numai că, la mulți nu vă place să ăsta și, gen, stai și stai toată ziua pe farm, că despre asta, bă, asta vă place vouă foarte mult. Gen, și nu aș vedea o mică, adică o mare problemă în ideea că, bă, că, mamă, nu mai putem face, mamă, că nu știu cum. Gen, și de acum, ce am observat, e că foarte mult persoane, deci 5M a cam picat, să fim realiști. Chiar ce acum a diferit e că regim PU acaparează foarte multe persoane. Sunt foarte mulți. Bine, lăsăm treaba cu serverul ăla Ugiland, care, na, în fine, asta e. Ne-am jucat și noi știți bine. A fost ok, nu zic, nu mi-a plăcut la până la un moment dat. Numai că, na, în fine. Asta e, nu mai pot, nu mai stau să mai povestesc, oricum acolo realizez că a fost o pierdere de timp totuși. Îmi pare rău de alea 400 de ore aproape, 390, mai lipsau 10 ore. Da, după cum am zis, tot timpul trebuie să vezi ceva nou. Fiecare server are scripturile lui, are modelele lui, are ideile lui, adică poate cum au venit foarte multe idei și de la alți plăti care au jucat în străinătate, văd că și străinii pe 5M sunt foarte, foarte pregătiți și foarte sus, pe bază de scripturi și pe bază de player. Numai că la noi, ce ne place? Dacă a venit Easy, ultimul streamer, a apărut un streamer un pic mai mare, gata, bine să facem meta, încălcăm regulamentul și facem peste tot. În străinătăți, din ce am văzut, gen, poți să vorbești mort, aproape inconștient. Și nu vine adminul, nu zice nimpa adminul, că gata, a, eu mor, frate, du-te, bă, pleacă de aici, că nu știu ce-ți fac. Certuri cu admin, chestii de genul, există, dar nu zic, nu. Am mai văzut episoade, am mai văzut la streamer că i-au banat și vine aia cu milioane, tată, nu, ei se 17.000, 20.000, ești nebun la cap, uite, bă, 3.000, nimeni nu se uită la 3.000, ești nebun. Oameni, nu streamer pe Twitch, pe YouTube, pe alea, deci au fost banați. Bine, acolo și faza asta, știi, cu promovarea. Dar uite că multe servere n-au nevoie de promovare. Frate, l-am lăsat acolo. Știi cum îi vin eu care fac episoade? N-am promovat cu un episod după aia, tot așa, știi? Despre asta e vorba până la urmă. Ai promovat, ai făcut un alta, știi chestii de genul. Și atât, atât. Nu trebuie să stai să te chinui că, bă, că e nebun la cap, că ce se întâmplă. Da, nicio treabă, bă. Lasă-ți, dacă ești fondator, lasă serverul, frate, că odată și odată tot o să apară unul care o să te ridice în sus. Și atunci o să stai și o să spui, da, mă, uite, din cauza la ăla, neapărat ăla trebuie apreciat. Bă, pardon. Că ăla s-a rupt cum ar fi din timpul lui. Ca să fac episoade și un alta ca să aduc un pic content, pentru că
Îi place oricum pe server, știi? Deci, îi place oricum pe server, să primi la lui, știi, uite, de fără, băi, deci... Știu cum e? Eu ținând cum că am și văzut treaba cu scripting-ul și așa mai departe, știu deja ce înseamnă o muncă în spate. Hai să vedem cât primim. Pe 20 pe 463. Da, bine, mă, oricum ai făcut banii din... din quest-uri. Deci, daily quest-urile au fost gata. Ai quest-uri zilnice, deci chiar așa de greu a fost să se facă efectiv niște quest-uri, sincer. Uite, frate, lasă-mă acum. Bă, nu sunt chiar așa de multe, că pe la urmă, da, în fine. Îmi cumpăr niște kebaburi, dacă tot sunt pe aici. Da, mă, economia e chiar ok, adică brichetă, carte poștală, zaruri, lopată, lavetă, plasă. Mă rog. Și ce vreau să mă uit acum, meniu joburi. Vânător la 20 de ore, nu mă la cap. Și vânătorul l-am lopus dincolo la asta. N-am dat și asta curățător de geamul ăsta de oră. Bold. Lol, 50 și rămân detectiv. Și sunt 100% sigur că se merită să faci detectiv pe serverul ăsta. Electrician de parcă, vă, cum mă e, deci 50 ore carterist. Du-te, frate. Hai, gata, e perfect. Deci serverul ăsta e perfect. Bun, guys. Hai că eu aici o să opresc episodul. Așa că nu uita de butonul de like și subscribe și nu auzim pe data viitoare. Un pupat, o zi frumoasă ai și ne auzim la un alt episod.